Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Cred că ați citit în presa locală una dintre problemele cu care se confruntă aeroportul internațional Iași, este cea a taximetriștilor, cei care aproape că, cum să vă spun, întunecă imaginea aeroportului prin aceea că refuză să ieie anumiți clienți. Despre acest sistem și despre schimbarea regulilor de joc la taximetriști discutăm astăzi cu directorul executiv al aeroportului internațional Iași, domnul Romeo Vatră. Bună ziua, domnul Vatră, la mulți ani și bine ați revenit în platourile noastre. Bună ziua și la mulți ani și vă mulțumesc de invitație. Domnule director, au fost semnalate destule cazuri în care taximetriștii care stau în zona de așteptare a aeroportului internațional refuză să ia pasageri pe motiv că e cursa scurtă. Ați luat act de aceste sesizări? Au sesizat pasagerii și către conducerea aeroportului? Da, am avut sesizări inclusiv la adresa aeroportului, considerând că au făcut probabil sesizare la noi, considerând că noi suntem cumva responsabili de organizarea serviciului de taximetrie, fapt care nu este adevărat până în momentul de față. Între firmele de taximetrie și aeroportul Iași nu există niciun fel de protocol sau contract pentru a se desfășura acest serviciu. Păi stați puțin că înainte, cu câțiva ani în urmă, se spunea, domnule, numai de la firma aia și de la firma aia au voie la aeroport. Celelalte firme, taximetriști de la celelalte firme, nu intrau în zona respectivă. Știu că a existat o intenție de a reglementa acest serviciu acum câțiva ani, dar a rămas la stadiu de intenție. Am înțeles. Bun. Și acum parte dintre pasageri au făcut sesizare și către conducerea aeroportului. A stat de vorbă cu firmele de taximetrie? Am stat, sigur că da. În urma problemelor pe care le-am primit, sesizate de către pasagerii, dar pe care le-am și observat noi, le cunoaștem noi, angajații aeroportului. Personal am avut o astfel de situație când efectiv am, de rușine, am luat eu doi turiști italieni în mașină și am dus în Piața Unirii pentru că erau refuzați rând pe rând de toți taximetriștii aflați la coadă, la coada de așteptare. Am considerat că acest lucru nu se poate rezolva decât printr-o reglementare foarte clară, în urma unui regulament pe care să-l impunem, pentru că legea ne permite acest lucru, să asigurăm un cadru efectiv legal prin care să putem să ne și noi să ne punem la punct niște pârghii prin care să putem să-i condiționăm pe cei care vin la aeroport să respecte niște norme, să respecte niște reguli, să avem un serviciu de taximetrie civilizat. Stați puțin, că aproape că doi pasageri italieni care au ajuns la Iași au vrut să meargă până în Piața Unirii. Le-a fost refuzată cursa pe motiv că e prea scurtă, că e prea aproape, că nu câștigă taximetristul, pentru că legea privind desfășurarea acestei activități spune foarte clar, nu ai voie să refuzi nicio cursă. Așa este. Și atunci... Da, acest lucru s-a întâmplat și nu este o excepție. Vorbesc de sesizări pe care le primim inclusiv de la agenții de pază, pentru că în urmă cu 3 luni de zile am discutat cu agenții de pază să ne facă o raportare zilnică, în fiecare dimineață să primesc pe birou un raport cu taxiurile, cu numerele de taxi ale celor care au refuzat. Nu au respectat până la urmă, cum a spus noastră, legea. Iar aspectele acestea vizează de nerespectarea legii, vizează odată refuzul clienților și al doilea aspect este abordarea clienților în interiorul terminalelor. Cei coboară din mașină, intră în terminale, mai în special seara, când anul trecut noi nu aveam poliția de transporturi în prezență la fața locului, din cauza numărului insuficient de oameni puși la dispoziție și, evident, căutau pe cei care făceau curse mai lungi și, dacă se poate, chiar în alte localități din afara județului chiar. Bun, domnule director, a spus la ora actuală că veți pune la punct un regulament prin care să aveți anumite pârghii pentru a-i condiționa să respecte legea. Cum veți reuși să faceți acest lucru? Prin acest regulament vom acorda permise de acces
și legea ne permite acest lucru, atât pentru mașini cât și pentru șoferi. Și în momentul în care se constată că un taximetrist nu respectă legea, evident, avem dreptul să-i retragem permisul și nu mai are ce căuta în zona de așteptare sau în zona de grupare aferentă aeroportului. Orice taxi poate să vină la, la aeroportul Iași să debarce pasageri, are un timp minim de maxim de 2 minute în care poate să facă această operațiune, după care va trebui să, să plece din area aeroportului. Da. Bun, veți spune că aceste permise pentru mașini și pentru șoferi le vor afișa în geam sau cum sigur vor fi obligații? Da. Permisele pentru mașini vor fi afișate în geam și permisul pentru șofer obligatoriu va fi purtat la piept. Nu credeți că se vor face tot felul de falsuri? Este posibil, dar evident... Adică cei de la paza aeroportului, agenții de pază, cei care, polițiștii care sunt acolo, vor avea un tabel cu acele permise? Sigur, sigur că da. Și verificări pot face atât poliția de transporturi, cât poliția de frontieră, conform regulamentului, cei de la agenții de pază, cei de la Direcția Județeană de Pază și Protecție, inclusiv angajații aeroportului. Ce veți face dacă un conducător auto, un șofer de taxi va spune, domnule, eu aici trebuie să aștept, că am primit un telefon și coboară pasagerul și trebuie să-l aștept aici. N-am permis nici mașina și nici eu. În cazul în care există o comandă și acest lucru este valabil nu doar pentru serviciul de taximetrie, cât și pentru celelalte servicii alternative, gen Uber sau Bolt, vom pune la dispoziție o zonă de grupare de unde se poate ajunge, nu știu, maxim 2 minute la aeroport. Am înțeles. Și acea zonă de grupare va fi înainte de a ajunge la aeroport și eu, poate prin zona lacului Ciric, nu? Deci o zonă de grupare este deja în momentul actual ad hoc realizată pe drumul spre Aerostar. Da. Evident, va trebui amenajată acea zonă, dar noi o să avem și în perioada următoare lucrări de refacere a parcării, de extindere a parcării și automat va fi afectată și acea zonă de aceste lucrări. Dar am avut o discuție cu domnul primar Mihai Chirica pentru a lua în administrare una dintre parcările de la Ciric și am primit, să zicem, deocamdată verbal ok-ul și vom putea pune la dispoziție o astfel de parcare pentru a oferi o zonă de grupare în care se poate ajunge în 2 minute la aeroport. Bun. Haideți să mergem puțin mai departe. Un șofer de taxi care are permisul respectiv și mașina are permis, intră undeva în terminalul P3 ca să racoleze clienți. Ce va păți acel șofer? Evident, avem camere de luat vederi, avem agenți de pază, avem agenți de securitate, avem poliție la aeroport. În momentul în care este sesizat o astfel de situație, așa cum ne-a sesizat și până acum, în ultimele 3 luni, de când avem aceste rapoarte zilnice, se va întâlni o comisie care va ridica permisul de acces acelui șofer. Bun. Și eu vă întreb, că haideți să spunem că românii mai păcătuiesc șoferii de taxi. Vor fi afișate fotografiile cu cei care, cărora le este interzis accesul în zona aeroportului, șoferii? Nu, nu o să ajungem până acolo, nu facem... Păi pentru că omul s-ar putea după aceea să vină, zic, a, dar n-am știut că mi s-a ridicat permisul, că eu permisul va trebui să-l predea, dacă nu-l va preda... Poate să-l predea și acționarului sau administratorului firmei de taximetrie, presupune, iar firma... Îl predă la aeroportul Iași. Bun, domnule director, aceste permise vor fi acordate, vor fi date, înmânate administratului firmei de taximetrie sau fiecărui... Fiecărui șofer de taxi va fi mânat... Cu alte cuvinte, fiecare șofer, sunt vreo 1800 de taxiuri care sunt la stradă legal, vorbesc legal, vor veni la dumneavoastră ca să vă ceară permisul, nu? Se va face o procedură de acreditare. Am înțeles. În cadrul acestei proceduri de acreditare, unde sunt niște condiții pe care le-am impus atât mașinilor, din punct de vedere tehnic, din punct de vedere estetic, al confortului oferit, cât și șoferilor din punct de vedere al prezenței, al... nu știu, cazierului, de exemplu, le oferim, evident, permis de acces, dar este un alt aspect pe care vrem să-l reglementăm, este plata, acest permis de acces este condiționat de plata unei sume lunare pentru acces la aeroport, care am este înțeles. Stabilită la 250 de lei pe lună.
Deci fiecare șofer de taxi va trebui... Nu, fiecare șofer, taxa va fi plătită per mașină, pentru că e posibil ca pe o mașină să fie 1, 2, 3 șoferi. Dacă un șofer pe o mașină greșește, evident, nu trebuie pedepsit toți ceilalți șoferi de pe mașină, corect, care poate sunt corecți, și se ridică doar permisul de șofer. Dacă cumva se întâmplă să fie o problemă cu mașina asta, nu mai corespunde în urma, după ce s-a făcut acreditarea, evident se poate ridica și permisul pe mașină. Pentru această acreditare pe mașini, evident, acest proces va intra în responsabilitatea firmelor de taxi. Bun. Când va începe această procedură? Această procedură ne dorim să o aplicăm începând de 1 februarie anul acesta. Cu alte cuvinte, la nivelul aeroportului internațional Iași s-au pus la punct toate detaliile privind acordarea de permise. Am avut o serie de discuții, pentru că, evident, pe lângă dezbaterea internă cu specialiștii din cadrul aeroportului, am avut o serie de discuții și cu reprezentanții primăriei care se ocupă de serviciul de taximetrie, cu reprezentanții Poliției de Transporturi, pentru a obține sugestii de îmbunătățire a regulamentului, dar am organizat și o dezbatere cu firmele de taxi locale, care, pe ansamblu, au agreat de comun acord că este necesar un astfel de regulament de taxi și că situația de la aeroport nu este una de dorit. Sigur, au fost unele discuții vis-a-vis de anumite aspecte, pentru că noi am încercat să limităm cumva numărul de permise, dar am fost de acord până la urmă că limitarea nu este de dorit. Dacă cineva are o mașină care corespunde condițiilor noastre sau șoferii corespund cerințelor de regulament, sigur că da, vom putea acorda această acreditare. Oricui dorește să vină la aeroportul Iași, dar, bineînțeles, conținut de plata acestui permis de acces. De ce v-am întrebat despre aceste lucruri? Pentru că în zona de așteptare din fața aeroportului, din fața terminalelor, câte locuri sunt rezervate taxiurilor? 15. 15 locuri. Cei care vor lua acreditarea pe mașină stau și se gândesc, domnule, 250 de lei pe lună care trebuie să-i dau către aeroport. Înseamnă că eu va trebui să câștig mai mult de 250 de lei, cum își vor face un calcul și vor spune, pe domnule, mai degrabă nu mai vin la aeroport decât să merg până acolo și să ratez o cursă. Noi, în momentul în care am conceput acest regulament, evident ne-am inspirat și din modelul de bună practică de la alte aeroporturi. Iar acest tarif, de exemplu, este prevăzut și regulamentul aeroportului de la Bacău, unde se percepe exact aceeași sumă. Ori traficul de la Bacău nu este tot una cu traficul de la Iași. Aici este fără vorbim doar și... fiecare zi, trecând între 1.000 și 3.000 de pasageri, tranzitează aeroportul Iași. Bun. Domnule director, chiar dumneavoastră a spus că în urmă cu ceva timp nu era o pază nocturnă. La ora actuală există agenți de pază sau polițiști de frontieră care și noaptea să fie în zona aeroportului, pentru că atunci se mai pot întâmpla nereguli. Se întâmplau nereguli din cauza faptului că numărul de polițiști la Poliția de Transport era insuficient. Am avut niște discuții cu reprezentanții Poliției de Transporturi. Lucrurile se vor îmbunătăți. Deja începând de anul acesta, sperăm să putem avea acoperire și permanență la cele două terminale. Deci 24 de ore... Pentru că, taximetriștii vor spune, bine, domnule, uite, este ora 2, nu mai sunt taxiuri aici, pot să stau și eu chiar dacă n-am permis. Nu, nu va exista așa ceva. Oricine care nu are permis, nu poate să dovedească că are permisul, va fi obligat să părăsească incinta aeroport. În interiorul terminalelor vor fi afișate aceste reguli ca să știe și pasagerii? Cu siguranță vom face o procedură de informare. Vom promova, inclusiv în rândul firmelor de taxi, noile reguli și modul în care se poate face acreditarea. Acreditarea va fi făcută anual și ne dorim să... Că, până la urmă, acesta este scopul. Nu sunt măsuri luate împotriva cuiva, sunt măsuri luate pentru a rezolva problemele care au fost până acum și pentru a asigura pasagerilor o altă experiență față de ceea ce a spus dumneavoastră la începutul emisiunii, atunci când ajung în Iași. Da, aici aveți perfectă dreptate. Domnule director, mulțumim foarte mult și succes în aplicarea regulamentului, pentru că mai mult ca sigur că vor fi și cărcotași. Doamnelor și domnilor,
Spune-mă, când am aceste ediții, în 2022, aeroportul Iași cunoaște o creștere a numărului de curse. O să vedeți că sunt deja introduse și vor fi introduse noi curse, deci va fi o fluență mai mare a pasagerilor. Este principala poartă de intrare în municipiul Iași. Dacă până acum serviciile de taximetrie lăsau de dorit și puteai să te trezești că noaptea n-ai cum să ajungi acasă decât dacă plătești cât te costă biletul de avion, să zicem, din Italia până în Iași, ei, începând cu 1 februarie, veți vedea o altfel de abordare a acestor servicii de taximetrie. Să dea Domnul să aibă și rezultatul scontat. Până data viitoare, cele bune! La revedere!